Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc această oră. Suntem live pe pagina Unde pe Moldova și pe Privesc EU. Eu mă numesc Natalia Porubin, sunt consultantă în comunicare la PNUD Moldova și voi modera evenimentul de astăzi. Motivul pentru care suntem astăzi aici este lansarea unui studiu analitic despre impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova. Autorii acestui studiu sunt un grup de cercetători din țară și de peste hotare care au urmărit felul în care fenomenul corupției afectează drepturile omului în țara noastră și vin cu anumite constatări și propuneri pentru îmbunătățirea situației în domeniu. Vreau să menționez că acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității Republica Moldova. Acest proiect este implementat de PNUD cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Pe tot parcursul ședinței de astăzi vom avea asigurat traducerea din engleză, română și invers. Puteți accesați de pe bara de jos opțiunea traducere. Pentru limba română vă rugăm să accesați Spanish. Și pentru început, aș vrea să ofer cuvântul domnului Alexandru Cocârță, coordonator programe guvernare efectivă la PNUD Moldova. Natalia, mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În numele Programului Națiunilor Unite, aș vrea să vă salut la lansarea studiului privind impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova. Fenomenul corupției, este recunoscut faptul că fenomenul corupției subminează instituțiile și valorile democratice și pune în pericol dezvoltarea durabilă și principiile statului de drept. Există o corelație clară dintre corupție și capacitatea guvernului de a îndeplini obligațiile sale privind respectarea drepturilor omului, indiferent de sfera de activitate, fie că este vorba despre justiție, sănătate, educație sau protecția mediului. Conform clasamentului internațional, societățile cu un nivel înalt de corupție sunt și societățile unde drepturile omului se confruntă cu grave abuzuri și încălcări. În special, corupția distruge oportunități și creează inegalități în societate. Grupurile dezavantajate și persoanele vulnerabile sunt deseori cele mai afectate și suferă disproporționat de pe urma acestui fenomen, întrucât aceste categorii de persoane depind mult mai mult de serviciile publice afectate de corupție. În acest context, obiectivul de dezvoltare durabilă 16, aprobat la nivel global de către ONU, denumit pace și justiție și justiție și instituții puternice, recunoaște corupția drept o problemă globală. Obiectivul 16 este privit ca o precondiție cheie pentru realizarea celorlalte obiective de dezvoltare durabilă care vizează realizarea drepturilor fundamentale ale omului, precum ar fi dreptul la o educație de calitate, dreptul la apă curată și igienă, dreptul la sănătate, muncă decentă, da, egalitate de gen și altele. În același timp, pentru a consolida răspunsul în raportul sau pentru față de fenomenul corupției și interacțiunea acesteia cu respectarea drepturilor omului, sunt necesare de date empirice care să substanțieze deciziile luate în acest sens. Realizarea unor asemenea cercetări contribuie la fundamentarea unor politici și intervenții bine informate, care răspund necesităților reale ale diferitor categorii de populație, dar și a societății în întregime. Astfel, studiul pe care îl vom discuta astăzi, îl lansăm astăzi, este o primă încercare de acest gen, efectuată în Republica Moldova, dar și în regiune apropiată. Studiul vine cu o metodologie complexă, menită să determine impactul corupției asupra exercitării drepturilor omului în țara noastră, prin identificarea drepturilor omului care sunt încălcate cel mai frecvent, prin stabilirea celor mai vulnerabile grupuri afectate, dar și prin estimarea costurilor umane și monetare ale corupției. Autorii studiului propun și un șir de recomandări de politici publice și intervenții menite să limiteze impactul corupției asupra realizării drepturilor omului. Noi sperăm că aceste recomandări vor fi luate în considerare și implementate de către autoritățile naționale relevante pentru a adopta și promova o abordare de prevenire și combatere a corupției axată pe respectarea drepturilor omului. O asemenea abordare va face, din punctul nostru de vedere, ca eforturile anticorupție să fie mai durabile și mai eficiente. În final, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în cadrul acestui proces, atât partenerii naționali, cât și grupul de experți care au realizat această cercetare și să reiterez angajamentul ferm al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în susținerea partenerilor naționali în aspirația sa de a consolida statul de drept, integritatea, transparența,
dar și a spori nivelul de responsabilitate al guvernării la toate nivelurile. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Și noi vă mulțumim pentru această intervenție, domnule Alexandru Cocârță. În continuare, vă rog să-mi permiteți să acord cuvântul doamnei Lidia Chirioglu, șef Direcției Prevenirea Corupției la Centrul Național Anticorupție. Doamna Chirioglu, aveți legătura. Bună ziua! Am o deosebită plăcere să particip la evenimentul de azi, care este dedicat prezentării studiului privind impactul corupției asupra realizării drepturilor omului în Republica Moldova. Evenimentul de astăzi este posibil grație susținerii proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova, implementat de PNUD în cooperare cu Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului Poporului, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei. Și pe această cale doresc să le aduc mulțumiri colegilor de la PNUD Moldova. Corupția este un fenomen global care afectează nu doar statul de drept, buna guvernare și capacitățile economice ale statului, precum și încrederea instituției, dar are și un impact dramatic asupra drepturilor fundamentale ale omului. Există mai multe domenii în care corupția poate fi asociată încălcării drepturilor fundamentale cuprinse în Constituția Republicii Moldova, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte documente internaționale. În mai multe hotărâri ale CEDO, corupția constituie fundalul. Deși mandatul CEDO nu este de a judeca corupția, totuși jurisprudența curții a atins în mod inevitabil și această problemă ca o cauză a încălcărilor drepturilor omului. Reieșind din competențele sale, Centrul Național Anticorupție, prin efectuarea activităților de expertiză anticorupție asupra proiectelor de acte normative, evaluarea integrității instituționale, de analiză strategică, identifică mai multe riscuri de corupție, atât în cuprinsul proiectelor de acte normative, cât și în actele normative deja care sunt în vigoare, în comportamentul și activitatea agenților publici. Respectiv, corupția și încălcarea drepturilor omului reprezintă un fenomen care implică inclusiv lipsa de integritate în conduita agenților publici și în cadrul entităților care nu respectă normele legale, în pofida faptului că în legislația Republicii Moldova privind lupta împotriva corupției este destul de cuprinzătoare. Prin urmare, ne-am propus o analiză, un studiu care să reflecte cauzalitatea dintre corupție și încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova. Evenimentul de astăzi are o importanță majoră, deoarece până la momentul actual au fost făcute mai multe studii și analize privind fenomenul corupției în Republica Moldova, dar nici unul din ele nu a fost consacrat evaluării riscurilor de corupție și faptului dacă corupția au fost sau nu cauza principală a încălcării drepturilor omului. Să demonstreze că fenomenul corupției în mod semnificativ afectează negativ exercitarea drepturilor prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și să identifice care sunt drepturile omului încălcate cel mai frecvent prin stabilirea celor mai vulnerabile grupuri care sunt afectate. În această ordine de idei vreau să mulțumesc mult experților pentru munca depusă și pentru recomandările înaintate, menite să limiteze impactul corupției asupra realizării drepturilor omului. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimată doamnă, pentru această intervenție. Într-adevăr, ne bucurăm să asistăm la un studiu, la lansarea unui studiu care se face în premieră în Republica Moldova. Cu atât mai mult este interesul mai mare pentru acest eveniment. În continuare, aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Olga Vakarciuk, secretar general la Oficiul Avocatului Poporului. Doamna Olga, aveți legătura. Da, mulțumesc, Natalia. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din numele Oficiului Avocatului Poporului vreau să salut organizatorii acestui eveniment de astăzi, precum și pe toți cei prezenți. Astăzi vom discuta un subiect foarte important în contextul realităților din Republica Moldova, deoarece cu toții cunoaștem că corupția, problema corupției este una foarte actuală. Ea se află și în atenția instituției noastre, Oficiul Avocatului Poporului, anume din considerentul că
corupția afectează drepturile omului. Câteva hotărâri ale sale și din 2013 și din 2014 și din 2015, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a reiterat, făcând trimitere la tratate internaționale din acest domeniu, că fenomenul corupției constituie o amenințare la valorile statului de drept, a democrației și drepturile omului, subminează principiile bunei administrări, echității și justiției sociale, denaturează concurența, împiedică dezvoltarea economică și periclitează stabilitatea instituțiilor democratice și fundamentul moral al societății. Și iată că astăzi, în 2021, participăm la prezentarea primei cercetări în acest sens, realizate de experți naționali și internaționali cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Este de menționat, dar și de apreciat, faptul că în ultimii ani în Republica Moldova totuși a început să se vorbească și să se conștientizeze despre legătura indisolubilă dintre asigurarea respectării drepturilor omului și lupta pentru combaterea corupției. Și asta deoarece corupția este un obstacol foarte mare în realizarea tuturor drepturilor omului și drepturilor civile și politice și economice și sociale și chiar culturale, precum ne mai vorbim de dreptul la dezvoltare. Corupția accentuează inegalitatea, după cum s-a mai menționat, astăzi slăbește și guvernarea și instituțiile, erodează încrederea în instituțiile publice, alimentează impunitatea și subminează statul de drept. Prin subminarea instituțiilor democratice și a independenței justiției, corupția afectează direct drepturile omului, inclusiv dreptul la reprezentare, dreptul la opinii, la un proces echitabil și chiar la o justiție imparțială. Respectiv, orice act de corupție, indiferent de formă, fie mituire, fie neglijență, fie acces sau abuz de putere, implică și încălcări ale drepturilor omului. Corupția mai afectează principiile fundamentale ale drepturilor omului de transparență, responsabilitate, nediscriminare, participare semnificativă. Pe de altă parte, aceste principii puse în aplicare ar putea deveni cele mai puternice și importante instrumente împotriva corupției. O abordare bazată pe drepturile omului pentru combaterea corupției este, ar fi strategic, eficientă și durabilă. Iar asta înseamnă că, mai presus de toate, în centrul acțiunilor de combatere a corupției ar trebui să fie puși oamenii și este imperios necesar de a accentua eforturile de punere în aplicare a documentelor internaționale în acest sens, pentru că, de fapt, eforturile de protejare a drepturilor omului și de combatere a corupției trebuie să meargă mână în mână. Combaterea corupției, de fapt, nu este o funcție majoră a oficiului avocatul poporului. Noi nu avem atribuțiile necesare în acest scop, însă, în schimb, din plângerile parvenite de la oameni, putem sesiza cât de afectată poate fi realizarea unor drepturi din cauza corupției, din cauza fenomenului corupției. Din observațiile noastre, corupția afectează mai frecvent dreptul la asistență și protecție socială, la educație, dreptul la ocrotirea sănătății, accesul liber la justiție, și de regulă sunt afectate mai mult anume grupurile vulnerabile și marginalizate. Și, de fapt, studiul care va fi astăzi lansat, prezentat, evidențiază în modul unilateral acest lucru. Pentru a preveni impactul corupției asupra drepturilor omului, ar fi necesară, în opinia noastră, conjugarea de eforturi între instituțiile publice și între factorii decizionali, sectorul asociativ. Și ar fi necesară sensibilizarea societății despre repercusiunile corupției asupra drepturilor omului, fapt care, de fapt, la ziua de astăzi nu prea este înțeles sau chiar conștientizat. Oficiul Avocat Poporului poate contribui la prevenirea corupției prin diverse acțiuni de promovare, prin organizare de activități cu mesaj anticorupție și anume care să explice legătura dintre fenomenul corupției, fenomen negativ și violarea drepturilor omului. Educarea și distribuirea de materiale informative la această temă, la fel, ar fi o oportunitate pentru oficiu. Ce ar mai putea face oficiul Avocatul Poporului este să promovăm dreptul la o bună guvernare și să ne concentrăm asupra realizării relației dintre cetățeni și administrația publică, care să aibă un impact pozitiv
prevenirea corupției. Mai nou, în anul 2018, se cunoaște că odată cu adoptarea legii privind avertizorii de integritate, oficiului i-a revenit atribuția de a acorda protecția avertizorilor de integritate. Deci sunt niște domenii, câteva domenii evidențiate unde noi putem, am putea și deja intervenim. Studiul prezentat, care va fi prezentat astăzi, este de fapt o sursă foarte utilă de informații pentru instituțiile publice, pentru decidenți, dar și pentru oficiul avocatul poporului. Și cred că această lucrare ne va ajuta pe noi să ne reconsiderăm unele direcții de activitate și metode de intervenție, astfel încât să fim capabili să oferim activităților noastre de prevenire a încălcării drepturilor omului o dimensiune nouă, inclusiv prin promovarea unor mesaje ferme despre impactul corupției asupra drepturilor omului. Și pe final, eu aș vrea să le mulțumesc experților pentru munca depusă, pentru oferirea unei viziuni consolidate asupra pașilor de urmat pentru eradicarea corupției și impactul acesteia asupra drepturilor omului în Republica Moldova. Doamna Bacarciuc, vă mulțumim tare mult pentru această intervenție în care ați venit și cu unele soluții, unele constatări. Vă mulțumim tare mult. În continuare, o să trecem la prezentarea studiului propriu-zis. Și aș vrea să-i ofer cuvântul unuia dintre autori, Patrick Mützenberg, expert internațional, director al Centrului pentru Drepturile Civile și Politice din Geneva. Patrick? Thank you very much and thank you. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc mult pentru cuvintele de salut. Sunt foarte bucuros să fiu astăzi cu dumneavoastră de aici, de la Geneva, și sunt foarte încântat să pot veni acum cu o prezentare la fel și în numele doamnei Marcia Cran, care este un alt expert internațional care este amplasată în Vancouver și din cauza diferențelor de timp este cam dificil să organizăm participare în aceste evenimente, dar noi lucrăm îndeaproape în acest domeniu și eu o să vă prezint toate aceste informații de prima asta și încă o dată vreau să spun că sunt chiar cu adevărat foarte bucuros să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Deci, în primul rând, dați-mi voie să partajez ecranul meu. Am o prezentare foarte micuță pentru a accentua elementele cheie ale prezentării mele. O secundă, vă rog, să mă asigur că funcționează bine și ecranul se partajează. Deci presupun că vedeți acum ecranul meu. Se vede? Totul normal? Cred că da. Deci, dragi reprezentanți ai autorităților de Republica Moldova și dragi reprezentanți din administrația publică, precum și societatea civilă, colegi care participă la acest eveniment, vă mulțumesc tuturor și în special PNUD pentru această posibilitate de a participa la lansarea acestui studiu foarte important cu privire la impactul corupției asupra exercitării drepturilor omului în Republica Moldova. Dați-mi voie, în primul rând, să spun câteva cuvinte ca introducere pentru a insista asupra faptului că acest studiu este cu adevărat unul foarte important, un punct de reper foarte important pe care am reușit să-l livrăm datorită eforturilor comune cu echipa națională și internațională. Acest studiu, după cum o să vedeți, și analizează nivelul în care corupția afectează negativ exercitarea drepturilor omului în țară. Și acesta, de fapt, este ecoul mai multor cercetări care s-au făcut și la nivel internațional cu privire la același subiect, în sensul în ce măsură acest lucru afectează, analizând la fel și situația din țară. Deci obiectivul acestui studiu este de a veni cu această legătură dintre constatările internaționale în care dezvoltate prin intermediul mecanismului Națiunilor Unite și această cercetare, după cum o să vedeți, oferă recomandări foarte practice și concrete care au de scop îmbunătățirea situației privind drepturile omului în Republica Moldova și eforturile de a pune capăt corupției. Dați-mi voie la început să mă refer la activitatea organelor create în baza
tratatelor care au drept scop monitorizarea situației în domeniul dat și să vă ofer o situație sau o privire generală cu privire la aceea, la modul în care aceste organe abordează situația corupției în diverse țări. Dați-mi voi la început să partajez cu dumneavoastră aceste cifre și să insist asupra faptului că acele mecanisme ale privind drepturile omului abordează tot mai mult subiectul corupției în contextul examinării rapoartelor de stat sau prezentate de fiecare stat. Noi am efectuat o analiză foarte detaliată a analizelor țărilor recente din ultimii ani, dintre 2007 și 2019, și am constatat că există o creștere a situației de abordare a corupției în diverse analize ale statelor. Aceasta, de fapt, este un lucru foarte interesant, că îl remarcăm în special în perioada 2007-2019, când peste 1521 de state în total au fost revizuite de către mecanismele ONU și 485 din aceste, 85 din aceste state au fost revizuite, având recomandări specifice cu privire la corupție. Deci observați că practic o treime din țări au probleme de corupție care sunt abordate de către aceste mecanisme ale Națiunilor Unite și asta la fel poate reprezenta un indiciu asupra faptului cât de răspândit ar putea fi corupția la nivel internațional. Și la fel cum aceste organe ale mecanisme ale ONU abordează această situație. Dar la fel desigur că nu e vorba de același nivel în care acest subiect este abordat de organele Națiunilor Unite și majoritatea recomandărilor care au fost accentuate la fel și în cuvintele de salut, majoritatea acestor probleme de fapt sunt abordate în ICCPR, care este Comitetul privind drepturile economice, sociale și culturale. Și aceste două comitete abordează problema corupției practic în 50% de cazuri. Deci o țară din două neapărat care este discutată la unul din aceste două comitete ține de corupție. La fel, mecanismul 1 privind drepturile omului abordează aceste subiecte mai puțin frecvent și este cazul deosebit de adevărat, în special pentru comitete cu un mandat foarte specific sau cu un anumit axat pe un anumit subiect. Și desigur că putem vorbi de comitetul CRPD cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități sau comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale, precum și comitetul și alte comitete. De toate aceste comitete specifice abordează mult mai puțin corupția decât atunci când sunt revizuite sau analizate statele parte. Acum, acestea au fost cifrele principale ce țin de modul în care aceste organe create în baza tratatelor abordează aceste subiecte ce țin de corupție și dați-mi voie cum să vă prezint foarte succint care sunt principalele dispoziții sau principalele drepturi care de fapt sunt legate de corupție și să vedem cum anume aceste drepturi de fapt sunt reflectate și în studiul pe care îl lansăm noi astăzi. Deci constatările din partea comitetelor în ONU ne arată că, de fapt, una din principalele probleme care este abordată de Comitetul pentru Drepturile Omului ține de garanțiile judiciare cu privire la dreptul la un proces echitabil. În 39 în total cazuri, majoritatea cazurilor când se menționează se referă la corupție în sectorul judiciar, precum și corupție în penitenciare și instituțiilor de detenție. Un alt drept care este afectat de corupție în baza analizelor acestor de comitetele ONU este participarea în viața publică, traficul de ființe umane și implementarea legislației antidiscriminare. La fel, trebuie să menționăm că acest lucru este vorbim și despre agențiile care se ocupă de lupta împotriva corupției și în una din statele vecine de Republicii Moldova a fost o recomandare care a abordat direct aceste subiecte. O evaluare pe care noi vrem să o accentuăm în această etapă este încercarea de a vedea că aceste
comitet ale ONU pentru drepturile omului abordează corupția, este legat de o dispoziție concretă și în aceste cazuri comitetul de obicei observă impactul corupției asupra acestui sector și asupra țării și abordarea este una mai comprehensivă analizând toate aspectele corupției. Deci încearcă cu adevărat să trateze acest aspect al corupției prin intermediul valorilor care sunt afectate și e timpul acum să vedem cum aceste drepturi sunt intercorelate și cum actele de corupție pot pune în pericol de fapt drepturile civile și politice și în același timp cele economice, inclusiv dreptul la sănătate și educație, care au fost menționate și în cuvintele de salut. Totuși, ar fi corect să menționăm că consecințele negative ale corupției asupra dezvoltării sau drepturilor economice și sociale sunt chiar mai importante. Dar cel mai interesant, Comitetul prin drepturile economice, sociale și politice recunoaște de obicei aceste măsuri generale care nu sunt legate direct cu dispozițiile specifice. Și de obicei recomandă sporirea transparenței în context pentru a dezvolta un cadru transparent și, de fapt, ceea ce vreau să spun, că vin, de fapt, cu niște recomandări foarte clare la acel cadru care a dus la această situație fără a aborda în mod specific acele dispoziții concrete. Deci, protecția activităților sau activiștilor anticorupție este la fel cu regularitate menționat de acest comitet, care este unul foarte specific pentru drepturile economice sociale. Și dați-mi voi acum să mă refer la Republica Moldova în mod specific, o recapitulare foarte rapidă a viziunilor recente ale Comitetului ONU prin drepturile omului și poate să trecem mai repejor la ICCPR. O să vedeți în acest slide că comitetul acesta de fapt a venit cu reflectarea unei îngrijorări cu privire la articolul 14 cu garanțiile judiciar și tratează sau recomandă statelor să vină cu o reformă a sectorului judiciar și comitetul vine cu diverse recomandări constante în domeniul judiciar și constatând că acestea afectează de fapt și subminează acest domeniu. În ce privește această îngrijorare, este foarte important la fel să vedem că nu avem recomandări concrete care să reflecte acest subiect de îngrijorare. În următorul an, deja comitetul a revizuit la fel și raportul Republicii Moldova și la fel a emis o recomandare și un subiect de îngrijorare. Subiectul de îngrijorare este ține de prevalența corupției în sectorul public și anume în sectorul judiciar. Deci cam asta a spus, de fapt a fost ca un ecou a ceea ce a spus comitetul anul precedent și în special în domeniul sănătății și educației. Și la fel au regretat absența urmăririi penale a cazurilor de corupție sau a alegațiilor de corupție. Cu asta, acest comitet prin drepturile economice și sociale, de fapt, a adoptat 4 recomandări, ceea ce este puțin mai concret, prin care sugerează sporirea ridicării nivelului de sensibilizare în rândul populației generale pentru a combate corupția, în reflectarea aceasta în legislația anticorupție și pentru a consolida aceste dispoziții, încât capacitatea sectorului judiciar să fie consolidată și să fie asigurată protecția, îmbunătățind în același timp guvernarea publică și transparența în domeniul public. După cum puteți vedea, sunt anumite provocări în aceste recomandări și anume din acest motiv noi considerăm că, sau sperăm foarte mult că acest studiu a încercat să abordeze aceste provocări. Prima provocare din aceste recomandări pentru Republica Moldova și mai vast pentru toate țările este în primul rând formularea subiectului de îngrijorare în aceste recomandări. Acesta rămâne problematic deoarece este încă prea general. De obicei se folosește cuvântul de combatere a corupției, dar nu se sugerează măsuri concrete care pot fi implementate de către state, care sunt implementate de obicei la nivel național, prin măsuri concrete care sunt necesare.
Mai recent, Comitetul ONU a îmbunătățit puțin situația, a remarcat îmbunătățirea situației și acum vine cu niște recomandări mai specifice, mai concrete și iată de ce este foarte important să asigurăm acest lucru în continuare. Al doilea subiect pe care noi, cu care noi ne confruntăm este, și cred că Republica Moldova este un exemplu foarte bun aici, această discrepanță dintre îngrijorări și recomandări. Adică sunt exprimate îngrijorările, dar nu sunt specificate recomandări concrete în acest sens. Și este o problemă care noi considerăm că este importantă pentru a îmbunătăți situația. Și în afară de aceasta, Comitetul nu întotdeauna explică legătura dintre corupție și încălcarea specifică sau cum anume această încălcare specifică afectează, de fapt, drepturile specifice ale persoanelor. Deci astea sunt lacunele pe care noi le-am abordat, pe care noi le-am remarcat la nivel internațional și am încercat să le abordăm în acest studiu. Acest studiu pe care noi îl lansăm astăzi încearcă să abordeze de fapt această provocare și să sugerează analize detaliate cu privire la modul în care corupția poate afecta drepturile omului. În baza acestei analize venim și cu recomandări foarte concrete și măsuri de politici care să le complementeze. În acest sens, recomandările din acest studiu pot oferi mai multe idei cu privire la implementarea mai bună a recomandărilor și să îmbunătățească obligațiunile legale la nivel național. În ceea ce privesc mecanismul ONU prin drepturile omului și a legislației internaționale în domeniu și în special a tratatelor internaționale, acestea reprezintă studiul sau baza legală a acestui studiu. Dar cercetările au mers mult mai departe decât atât și ceea ce este analizat de către mecanismul ONU prin drepturile omului este la fel rafinat în acest în domeniul de aplicare concret și aplicarea acestor specifice. Studiul la fel explică în continuare cum anume sau în ce măsură drepturile omului sunt afectate de către corupție. Acest lucru a fost posibil datorită analizei extensive a materialelor legale existente și a cercetărilor efectuate pe plan național. După cum sau constatările pe care le-am acționat câteva minute în urmă, această cercetare ne arată, de fapt, că același grup de drepturi care sunt afectate în mod primar la nivel național este adevărat la fel și pentru drepturile economice sociale, dreptul la un proces echitabil, la viața privată, toate acestea sunt parte acestor cercetări naționale și la fel pentru drepturile economice, sociale și politice, ca și cum ar fi inclusiv dreptul la educație și sănătate. Deci, este foarte important acest studiu este la fel important deoarece validează și constatările mecanismelor ONU prin prisma analizei naționale profunde. O foaie de parcurs pentru viitor, una din valorile principale și este un lucru foarte important de specificat pentru centru acestui studiu este că el sugerează la fel niște recomandări foarte concrete la care ne putem referi puțin mai târziu pentru a îmbunătăți situația pe plan național. După cum a fost menționat anterior, acest lucru este, aceste constatări adesea vin cu recomandări mai slăbuțe care încearcă să abordeze această situație și asta tot este o problemă pentru părțile interesate naționale și în special pentru autoritățile naționale care trebuie să adopte diverse regulamente și legislație pentru a aborda această problemă. Deci studiul vine cu niște recomandări foarte concrete pe măsuri care adesea sunt văzute și asta este una din principalele elemente pe care vrem să le menționăm și pentru a veni cu recomandări practice pentru următorii pași. În acest sens vreau să închei prin aceea că acest studiu este un element foarte cheie pentru îmbunătățire și abordarea recomandărilor comitetelor ONU privind drepturile omului și propunerile făcute în acest studiu vor alimenta de fapt activitatea agențiilor anticorupție și pentru centru privind drepturile civile și economice este prima încercare de a lucra cu experții naționali pentru a face cercetări împreună cu privire la acțiunile specifice care sunt pe agenda sau ca parte recomandărilor ONU. Și acest lucru va fi partajat ulterior cu alte părți interesate, alți actori din regiune și iată de ce este o primă încercare de a obține acest impact maxim în țările vecine. Și pe termen lung, acest exercițiu național sperăm foarte mult că va fi repetat și în altă parte, ca efort pentru a continua și a implementa mai bine recomandările organelor ONU cu privire la drepturile omului în această abordare inovativă și urmărită lucru îndeaproape cu experții naționali pentru a oferi recomandări concrete, ceea ce este la sigur ceva pozitiv care trebuie să fie continuat mai departe. Și eu aș vrea la fel să mai
Mulțumesc încă o dată echipa națională cu care am lucrat și am desfășurat această cercetare. Deci este foarte plăcut pentru noi să fi avut posibilitatea să lucrăm ca în echipă, la fel ca și colega mea din Comitetul 1, care m-a ajutat la revizuirea acestui studiu, și vreau să vă mulțumesc încă o dată Ministerul și PNUD pentru încrederea pe care ne-ați oferit-o pentru efectuarea acestui studiu. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să particip și la discuțiile pe marginea acestor constatări pe care le-am prezentat. Vă mulțumesc mult! Atec, și noi vă mulțumim tare mult pentru prezentarea interesantă pe care ați făcut-o. Într-adevăr, după ce vom finaliza prezentarea studiului, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri sau o sesiune de discuții, dacă o putem numi așa. Vreau să menționez că alături de noi în această ședință virtuală sunt mai mulți reprezentanți ai unor instituții de stat, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale. De asta sunt sigură că la finalul ședinței vom avea o sesiune foarte interesantă de discuții. Nu înainte însă ca să ofer cuvântul altor doi autori studiului, experților naționali. În primul rând vreau să ofer cuvântul domnului Sergiu Ostaf pentru a continua prezentarea studiului. Mulțumesc frumos pentru această oportunitate de a continua intervenția lui Patrick. Da. Eu vă aud? Pe mine mă auziți? Da, se aude bine. Da, dar nu am nicio reacție din partea domnului Ostaf. Se aude. Deci eu sper că se aude. Lumea spune că se aude. Se aude. Ok, foarte bine. Atunci eu voi continua intervenția lui Patrick. Credeți că pot fer cu... Da. Acum îl văd pe Sergiu Ostaf, da? Aveți legătura? Mulțumesc. Ne auziți? Da, sigur. Noi nu vă auzim, eu nu vă aud. Se aude, Natalia, se aude. Toată lumea aude, așa că este foarte bine. Mulțumesc foarte mult, Natalia. Haideți să continuăm, eu voi continua. Domnule Ostaf, eu nu vă aud. Eu vă aud foarte bine și vă văd extraordinar de bine. Arătați foarte bine, apropo. Haideți să mergem... Nimeni nu-l aude. Pardon. Ok, haideți să mergem înainte. Eu vreau să continui intervenția lui Patrick și ulterior o să predau estafeta Cristinei ca să continui pe anumite aspecte foarte concrete legate de acest studiu. Acum, Patrick a vorbit despre cadrul internațional și anumiți indicatori foarte clar despre faptul că corupția influențează realizarea drepturilor omului în Moldova, inclusiv și prin constatările grupurilor de experți pe plan internațional. Și a vorbit despre faptul că trebuie să avem dovezi concrete în Republica Moldova ca să divulgăm, să deschidem acest mecanism de influență. Studiul încearcă să facă acest lucru și voi prezenta o parte din aceste concluzii folosind o prezentare PowerPoint. Haideți să încerc să o proiectăm și să mergem pe prezentare mai departe. Așa. Așa, prezentarea este pe ecran. În această scurtă prezentare, eu aș vrea să vorbesc despre scopul studiului, metodologia care a fost utilizată, concluziile importante la care voi invita și pe colega mea, Cristina, să continue partea aceasta cu concluzii și anumite recomandări în ceea ce privește funcționalitatea sau funcționarea instituțiilor publice. Și, desigur, că o să fac și o scurtă perspectivă, deci dezvăluirea unei perspective posibile pentru unde ar putea să mergem înainte. Deci scopul studiului a fost unul foarte ambițios, acum a spus și Patrick, UNDP-ul, PNUD-ul Moldova ne-a propus o sarcină extrem de complicată și ambițioasă, dar nu am fi fost noi ca să nu ne apucăm de această analiză, ca să răspundem la o serie de întrebări extrem de importante. Cum vorbea și Patrick, deocamdată răspunsurile exacte și concrete nu se regăsesc pe plan internațional foarte elocvent și clar. De aceea studiul acesta și ambiția care ne-a fost propusă încearcă să umple golurile acestea și să răspundă la aceste întrebări. În primul rând, sigur că
Cum influențează corupția drepturilor omului? Deci cu toții înțelegem că influențează, există o înțelegere intuitivă, grupuri de experți au explicat, dar sunt necesare anumite eforturi pentru a demonstra prin probe această influență. Acum, corupția este mică atunci când există un caz individual de dare sau de luare de mită, pot fi anumite factori corupționali de ordin instituțional, atunci când anumite aranjamente instituționale favorizează aceasta pe deasupra unor înțelegeri individuale, da? Dar pot fi și anumite carențe substanțiale, deficiențe în ceea ce privește deciziile publice luate de politicieni sau de factorul politic care influențează suplimentar la celelalte două. Deci trebuie să înțelegem care sunt aceste mecanisme care determină corupția sau realizarea drepturilor omului. Un alt aspect care trebuia să fie investigat este, dar cine sunt victimele drepturilor omului urmare a influenței corupției. Pentru că corupția poate să fie unul din posibile răspunsuri sau cauze pentru încălcarea drepturilor omului, pot fi victime pe care noi le descoperim și directe, dar și indirecte. Și uneori, ce este foarte interesant, în unele situații am putea să avem lipsa victimei directe a încălcării drepturilor omului urmare a acțiunilor corupte, dar să avem victime indirecte. Deci un fenomen descoperit prin acest studiu, cunoscut de principiu pe plan internațional, dar acum se demonstrează în acest studiu acest element. Deci nu doar faptul că atunci când se dă o mită sau se ia o mită, poate că nu există o victimă directă a încălcării drepturilor omului, dar urmarea acestei acțiuni neintegre, da? Există foarte mulți persoane care suferă indirect. Deci e o chestie extrem de importantă. A treia chestiune, care sunt costurile pentru victimele directe și indirecte pentru societate. Și costurile de principiu și costurile monetizate în resurse financiare. Deci asta este ambiția importantă care a fost pusă în fața echipei și încercăm să răspundem la aceste întrebări prin intermediul acestui studiu. Ca să încep cu niște exemple foarte cunoscute pentru viața de zi de zi. Situația A. Noi cunoaștem situația atunci când, de exemplu, un agent public, nu fiind purtător de obligații, să spun așa, de a proteja o victimă a violenței în familie, care este titulară a drepturilor, din anumite motive nu își onorează această obligațiune. Trebuie să înțelegem, această neonorare a obligațiunii față de victima drepturilor omului, adică victima de violență în domenii, de violență în familie, este rezultatul unui act de corupție sau există alte aspecte care determină această încălcare. Și în principiu pot fi analizate mai multe ipoteze. Sarcina acestui studiu a fost să identificăm anume acele cazuri când corupția este cea mai importantă cauză sau printre cele mai importante cauze. Pentru că ar putea să existe și alte cauze în urmare căror încălcarea drepturilor omului are loc. Deci asta e o situație. O altă situație, haideți să vedem, atunci când un pacient, având dreptul, adică fiind în drept, având, da, dreptul sau fiind în drept sau nu, solicită acces la un serviciu medical. Și pentru a facilita acest acces, să spunem așa, întreprinde anumite acțiuni pentru a favoriza accesul său. Deci trebuie să înțelegem în ce măsură, dacă aici se constată încălcarea drepturilor urmare a actului corupțional și cum această acțiune de fapt afectează drepturile altor persoane, care la fel sunt în drept, să primească acest serviciu, dar în momentul în care prima persoană măsluiește, să spunem așa, sau favorizează, obține acest drept, cum aceasta influențează drepturile altor persoane. Deci aici este așa numite drepturile victimelor indirecte urmare a acțiunilor de corupție. Deci avem o mulțime de cazuri care trebuie să fie analizate și stabilite foarte cert această legătură. Asta sunt niște exemple și studiul reușește să răspundă la aceste întrebări având o mulțime de alte situații concrete. Haideți să vedem ce metodologie noi am utilizat în acest studiu. În linii foarte mari am lucrat cu patru etape. Prima etapă, sigur că am folosit, și asta a fost una din cerințele termenilor de referință, să utilizăm
un registru sau cazuistică națională în cea mai mare măsură. Adică să lucrăm cu cazurile inițiate de CNA, să lucrăm cu plângerile depuse la instituția ombudsmanului, cazurile individuale examinate de ANI și de alte instituții publice. Deci să valorificăm deja anumite experiențe de acumulare a cazuisticii respective, administrative, judiciare și de altă natură, de către instituțiile naționale. Deci asta a fost prima etapă și am lucrat cu peste 1000 de situații și cazuri, am prelucrat. A doua etapă a fost sigur că să selectăm acele situații și cazuri care unde corupția are o atribuție nemijlocită la încălcarea drepturilor omului și atunci când cazurile, de fapt, cauza încălcării este în altceva. De exemplu, atunci când legislația națională nu corespunde dreptului prevederilor Constituției sau există alte explicații. Deci a doua etapă a fost să selectăm doar cazurile relevante. A treia etapă a fost să analizăm drepturile structurate în funcție de drepturile constituționale. Deci dreptul la viață, toate cazurile, fie și din expertiza legislației, fie că din cazurile individuale judiciare sau administrative, au fost grupate și la fel atașate la cauzele tipul de corupție responsabil. Și ultima etapă a fost însăși propriu zis analiza. Noi am analizat folosind câteva metode și sigur că am analizat cazurile individuale pentru a explica calitativ fenomenul corupției în fiecare caz aparte. După asta am lucrat cu analiza statistică cantitativă, le-am grupat în funcție de paterne identificate. Sigur că am lucrat și cu abordarea sistemică, responsabilitatea revenind în analiza sistemică instituției, politicilor, politicienilor, factorilor decizionali. Deci mai multe metode am folosit pentru a determina concluziile noastre. Deci asta sunt slide-ul acesta cu o plinitudine de informații pe care am utilizat, nu voi trece în revistă, dar o să vedeți că aici sunt sute și sute de cazuri pe care au fost analizate și aici vreau să mulțumesc foarte mult instituțiilor naționale și CNA și Ombudsman și ANI și Consiliul pentru Egalitate care ne-au pus la dispoziție această informație și a oferit sprijin în utilizarea acestor date în ajungerea la concluzii. Fără aportul lor ar fost extrem de dificil să facem acest efort profesionist și bazat pe probe. Haideți să vedem, aici următorul slide este încă o dată o trecere în revistă a metodelor utilizate. Eu voi trece pentru că peste acest slide. Haideți să vedem care sunt cele mai importante concluzii la care am ajuns. În rezultatul selectării cazurilor relevante, adică relevante acele unde corupția are un efect predominant sau un impact predominant, sau concurent important asupra încălcării. Deci o treime din aceste peste 1000 de situații examinate, o treime, noi constatăm că corupția în cazurile individuale a avut efectul direct, preponderent și cel mai important pentru a determina încălcarea drepturilor omului. Și o treime din aceste cazuri am constatat încălcarea indirectă a drepturilor omului. Deci asta situația a doua, B, cu pacientul, să spunem așa, da? Ca să exemplific. Asta prima concluzie importantă. Celelalte cazuri demonstrează faptul că nu există influențe individuale concrete, dar există suspiciune sau ipoteza deficiențelor de ordin sistemic care pot influența asupra încălcării drepturilor omului. Toate drepturile, așa cum a spus și Patrick mai devreme, toate drepturile sunt afectate. O să dau exemplu la câteva drepturi. Sunt și drepturile civile și economice și sociale și așa mai departe. Aici să mergem mai departe atunci, următorul pas. Urmarea acestei analize putem face anumită clasificare sau grupare a tipurilor de încălcare a drepturilor omului în care corupția este cauza principală sau dominantă. Primul tip de încălcare, deci asta este a doua coloniță, sunt așa numite cazuri individuale de corupție. Atunci când în baza datelor pe care le-am analizat, există cazuri individuale, singulare, izolate, unde există un act de corupție individual, fie că dare de mită sau luare de mită sau un intermediar care intermediază acest proces și urmare acestor acțiuni există o încălcare a dreptului foarte concret. Și acest fenomen, acesta nu este un fenomen,
dar este mai degrabă cazurile izolate, în baza informației pe care le deținem. Este încălcare de tip 1. O altă încălcare de tip 2, atunci când responsabilitatea pentru încălcarea respectivă revine nu doar birocratului sau agentului public, să spunem așa, dar revine și instituției publice care este eșuează în organizarea unui climat instituțional transparent, integru și adecvat. Adică sunt anumite deficiențe în organizarea felului în care funcționează acest birocrat individual. Deci noi vorbim atunci de încălcare de tip 2, când cazurile acestea nu sunt doar izolate, individuale, dar de acum se manifestă, se conturează un fenomen și urmare anume a deficiențelor în organizarea procesului de activitate a unui funcționar public, spre exemplu. Da? Deci asta de tip 2. Și încălcarea de tip 3, atunci când responsabilitatea revine în cea mai mare parte a deficiențelor importante în politicile adoptate. Asta pot fi resursele financiare care sunt alocate cu intenții insuficiente pentru a incapacita agentul public de a-și furniza obligațiunea respectivă. Ca un exemplu, în studiu sunt arătate mai multe situații de tipul acesta. Deci toate cazurile pe care noi le-am analizat pot fi grupate în aceste trei tipuri. Sigur că urmarea acestui grupări și acțiunile urmează a fi foarte diferite. Haideți să mergem mai departe. Aici următorul slide arată o selecție de 5 drepturi pe care noi am selectat pentru o analiză aprofundată. Și aici veți vedea cazurile și situațiile din jurisprudența administrativă, judiciară și așa mai departe, Republicii Moldova, din partea mai multor instituții care ne-au furnizat materia primă necesară și suficientă pentru a face aceste concluzii. De exemplu, am analizat dreptul la viață și integritatea persoanei. Aici am văzut că am folosit cazuistica de la Consiliul pentru Egalitate, de la ANI, de la CNA, de la dreptul la apărare, în care include și dreptul la un proces echitabil, corect și așa mai departe. Deci ăsta e un slide cu cele mai vizibile probe conferite în concluziile noastre pentru aceste 5 drepturi și de unde baza probantă vine pentru aceste concluzii. Deci baza probantă este una foarte solidă, este evidence-based, este probat aceste concluzii. Să mergem mai departe, să vedem care sunt cele mai importante constatări pe marginea unor drepturi individuale selectate pentru această prezentare. Dreptul la viață și integritate fizică, articolul 24 din Constituție. Noi am analizat două aspecte în baza cazurilor și situațiilor pe care le-am avut la îndemână, două aspecte, violență domestică și detenția în condițiile inumane. Haideți să vedem violența domestică. În raport cu această situație, este foarte detaliat analizat în raport, concluzionat asupra deci cazurilor individuale de corupție, dar și fenomenului. Adică numărul de cazuri se transformă aceasta într-un fenomen. Deci este o încălcare sistematică a drepturilor în raport cu violența domestică, dar putem constata prezența și deficiențelor sistemice în organizarea sistemului și în cadrul legislativ și instituțional. Deci vorbim și despre elementul tipul 3 a încălcării drepturilor omului. Grupurile cele mai vulnerabile, sigur că sunt victimele violenței domestice, încălcările acestea, la fel, au ca ricoșeu, să spunem așa, și drepturile, încălcarea drepturilor altor persoane, cum ar fi persoanele dependente de cele care sunt la îngrijirea persoanelor care sunt opuse de violențe domestice. Deci, efectul acesta, prin cascadă, este și asupra altor persoane. Deci, nu doar încălcare directă, dar și indirectă a drepturilor omului. Estimarea, corupția poate fi estimată și monetar, influența corupției, poate fi evaluat costul direct a corupției asupra drepturilor omului, dar poate fi estimat și costul impus a corupției asupra drepturilor omului. Costurile corupției în cazurile individuale și pot fi estimate în baza deciziilor administrative și judiciare, dar costurile de amploare a fenomenului care se impută societății sunt la fel calculate în baza unor metode de proiectare,
și ating cifrele enorme, ele sunt de 60-70 de ori mai mult decât ceea ce se constată în, în cazul individual. La fel, calitativ pot fi identificate și costurile asupra drepturilor omului impuse de corupție, deși nu am reușit să le cuantificăm, doar să le calitativ să identificăm. Astea sunt, de exemplu, recuperarea fizică a persoanelor, este sănătatea psihologică, este recuperarea sănătății sau costurile legate de respectarea drepturilor procedurale a persoanelor terțe. Deci astea sunt calitativ, noi în studiul acesta le arătăm, cantitativ urmează a fi făcut un alt exercițiu. Deci astea sunt, slide-ul acesta arată exemplificarea constatărilor noastre pe marginea patru drepturi. Dreptul la viață, dreptul la proces echitabil, dreptul la educație, dreptul la sănătate și dreptul la proprietate și așa mai departe. Deci cam aceeași structură a costurilor și constatărilor poate fi făcută în raport cu celelalte drepturi. Eu o să merg și mai departe pentru că avem puțin timp. Aici slide-ul acesta vorbește despre estimarea costurilor monetare per ansamblu urmare a factorului corupțional. Sunt cifrele enorme, chiar dacă baza probantă a fost limitată la acele cazuri administrative, juridice, judiciare pe care le-am avut la dispoziție. Vorbim despre milioane de lei și, din nou, studiul probează aceasta cu lux de amănunte. Deci nu mai este doar o presupunere, o ipoteză, dar este și o bază probantă solidă în acest sens. Să mergem mai departe. Costurile corupției impuse drepturilor omului este un altă categorie de costuri care calitativ sunt identificate, dar cantitativ nu au fost evaluate în studiu pentru că necesită o aprofundare mai solidă în acest sens. Ele sunt relatate aici. Așa. Haideți să mergem să vedem la partea de recomandări. Ce am putea să facem? Ce ar trebui să fie făcut? Voi începe cu niște recomandări specifice pe câteva drepturi, după asta le voi generaliza pentru a vă arăta cum să construiesc recomandările mai generale. Deci, în raport cu dreptul la viață, în special cazul cu violență domestică, în studiu veți găsi această analiză foarte detaliat, dar în linii foarte mari, care sunt concluziile tehnice, foarte concrete și înguste. Sigur că una din cauzele corupționale pentru încălcarea drepturilor victimei, sigur că aceasta este această discreție care apare între aplicarea codului penal sau codului contravențional. Discreția este foarte mare în ceea ce privește aplicarea acestor și atunci există această practică. În studiu demonstrează și statistic și cu alte probe, atunci când agentul constatator uneori preferă calificarea după codul contravențional, în defavoarea codului penal. Deci această discreție este una care trebuie să fie eliminată cu siguranță și deprinderile actorilor, agenților responsabili formate adecvat pentru a reduce această discreție, pentru că ea este una din sursele de ce violența domestică ca încălcarea dreptului omului persistă în Republica Moldova. Tot în acest sens, implicarea mai multor agenți publici în procesul de calificare și gestionarea cazurilor respectiv este important. De altfel, aceasta este un instrument pentru a reduce din nou discreția agentului de constatare și calificare într-un fel sau altfel acestui fenomen. Deci, vedeți aici și mecanismul de responsabilizare. Dacă noi ne uităm peste modalitatea de gestionare a cazului pe interiorul agentului constatător ca instituție acum, observăm lipsa acestei transparenții și trasabilității a cazului. Aceasta conferă puncte vulnerabile de influență a actorilor privați din afară, intermediarilor sau agresorilor asupra agentului în determinarea anumitor soluții și lipsesc instrumente de integritate pentru a proteja inclusiv și agentul constatator în acest sens. Aceasta poate fi făcut urmând aceste recomandări. Haideți să mergem mai departe. Asta este un exemplu. Un alt exemplu este dreptul la sănătate. La fel, aici se dă o serie de recomandări foarte, foarte practice și concrete pentru a reduce factorul corupțional și vulnerabilitățile corupționale ca impact asupra drepturilor omului. Deci, astea sunt două exemple asupra a două drepturi. Haideți să vedem acum cum se generalizează aceste concluzii la nivel mai mare. Să vedem despre, în primul rând, am vorbit foarte mult despre reducerea discreției
birocraților în luarea deciziilor. Descrierea aceasta poate fi prin îmbunătățirea calității, cadrul legislativ este foarte clar, adică reducerea acestor vulnerabilități, trasabilitatea, supravegherea, responsabilizarea instituțională și acți, pentru fiecare act birocratic. Un alt element important, un alt element este sigur că transparența oferită în întregul proces. Deci asta așa se generalizează concluziile acestea, având la bază concluziile pe fiecare drept în parte. Ce este important, sigur că și despre asta o să vorbească Cristina, mai mult despre consolidarea instrumentului de evaluare a impactului ex-ante și ex-post asupra legislației, de ce eu o să trec peste acest așa. Un alt aspect important este în ceea ce privește combaterea impactului corupției. Propunerile pe care le voi expune este introducerea corupției ca factor agravant în stabilirea răspunderii pentru călcarea drepturilor omului. Okay. Deci un element nou care necesită modificarea legislației și ca un element similar introducerea factorului agravant în examinarea a corupției ca cauză în examinarea încălcărilor drepturilor omului. Dacă aceste modificări vor fi realizate, atunci sigur că este nevoie de îmbunătățirea aspectelor procedurale și furnizarea datelor sau probelor necesare în procesele de investigație și examinare. Noi suntem conștienți de aceasta, dar acest element de acordare a factorului agravant are un impact extrem de bun, cum demonstrează studiile în alte țări asupra reducerii fenomenului. Există, sigur că gradul de cooperare între mai multe instituții publice este un element cheie. Și urmarea modificărilor legislative este nevoie de cooperare mai multe între instituții. Studiul arată cum aceasta poate fi făcut la nivel de combatere, la nivel de prevenire și la nivel de sinergizare a eforturilor. Sigur că elementul acesta de sinergizare sau de cooperare interinstituțională este un element nou, care, apropo, nu a fost reflectat până acum nici în studiile internaționale și nici în concluziile internaționale. Modalitățile acestea, la fiecare etapă, la fel sunt dezvoltate în studiu. Ce urmează? În opinia noastră, în Moldova acum oferă o claritate bazată pe probe asupra acestui fenomen și cum acest fenomen de corupție la nivel individual, instituțional și sistemic influențează drepturile omului. Am constatat acest lucru cu probe. Acum urmează, într-adevăr, această informație să fie conștientizată de factorii decizionali și de instituțiile responsabile, dar și de societate, pentru a trasa un răspuns pe măsură. Și sigur că un alt element important, aceste constatări trebuie să fie validate și în alte țări, astfel încât să existe și la nivel internațional o îmbrățișare cu adevărat a înțelegerii în detaliu a mecanismului și paternilor influenței corupției asupra drepturilor omului. În concluzie, asta a fost și rog pe Cristina să continue să dezvăluie elementele foarte concrete, specifice a corupției și cum pot fi îmbunătățite funcționarea instituțiilor publice în Moldova. Domnule Osta, vă mulțumim tare mult pentru această prezentare consistentă. Ne cerem scuze pentru defecțiunile tehnice care au existat la începutul prezentării dumneavoastră. Într-adevăr, nu vă vedeam și nici nu vă auzeam. Îmi cer scuze, deși nu a depins de mine situația asta. În continuare, vreau să-i ofer cuvântul Cristinei Țernă, expertă națională care a contribuit la realizarea acestui studiu. Cristina, aveți legătura. Bună ziua! Pe mine mă auziți, Natalia? Da, v-a avut perfect. Ok. Bine. În principiu, eu aș vrea să încep prin a mulțumi atât Centrul Național Anticorupție pentru faptul că a oferit toată susținerea necesară pentru ca să putem să colectăm datele care au stat la baza realizării acestui studiu, atât prin furnizarea datelor despre rapoartele de expertiză anticorupție, cât și a celor din cu privire la sentințele pe dosarele de corupție. Desigur că și avocatul, oficiul avocatului poporului, dar și autorității naționale de integritate, care au oferit datele primare. O primă observație, sigur că este că aceste date sunt foarte dificil de sistematizat, pentru că nu de regulă nu prea au. Asta a fost probabil principalul impediment, principală
dificultate în realizarea acestui studiu a fost anume sistematizarea unor date care nu sunt sistematizate din start și, mă rog, nu este vina nici a unei instituții pentru că nu s-a gândit nimeni din start că va trebui să facă această punte dintre drepturile omului și corupție. Probabil că cea mai sistematizată în acest sens, unica instituție care are o posibilitate de a urmări corelarea dintre drepturile omului și corupție este Centrul Național Anticorupție prin intermediul softului programului de realizare expertizei anticorupție, pentru că el are un modul analitic și urmărește inclusiv separat afectarea drepturilor omului. Deci, pe lângă realizarea relevarea riscurilor de corupție, urmărește într-un punct aparte din conform metodologiei și faptul dacă acest lucru afectează sau nu drepturile omului. De asta este sursa care a fost cea mai, să spunem, a oferit foarte multe date, deși, iarăși, nu pot spun că a fost simplu să le prelucrez și să le generalizez. Așa cum spunea Sergiu, eu vreau să mă refer un pic la datele care rezultă din rapoartele de expertiză anticorupție și o să vă explic de ce. Pentru că, pe mine, sigur, ca expert anticorupție, datele care m-au interesat prioritar, deci cum pornim, cum identificăm afectarea drepturilor omului, pornind de la acte de corupție, pe care le-am putut desprinde din actele oferite de Centrul Național Anticorupție. Și aici ar fi vorba, cum spuneam, preponderent despre sentințe, pe de o parte, pe dosarele de corupție și despre rapoartele de expertiză anticorupție. Însă, în lotul sentințelor, nu au fost incluse un șir de articole importante care țin de corupție, și anume articole care țin de abuzul de putere, depășirea atribuțiilor de serviciu și neglijența. Iar abuzul de putere, cine știe, el se include și în capitolul care ține de corupția în sectorul privat. Deci ar fi vorba de vreo 4 articole din codul penal, care nu, o evidență cărora, care nu este sistematizată de către CNA atunci când duce evidența datelor din sentințele pe actele de corupție. Ori, tocmai în aceste articole, abuzuri și depășiri, însuși în descrierea componenței de infracțiune, este oferită modalitatea expresă care spune, deci abuzul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, atunci când acest lucru afectează exercitarea drepturilor și libertăților persoanelor, fizice și juridice. Sigur că nu spune care tipuri de drepturi, însă prin faptul că noi nu am avut în lotul de studiu această posibilitate de a vedea aceste articole, categorii de articole, asta înseamnă că ne-au scăpat probabil cu un volum mare de date care ar fi arătat o corelație și mai puternică decât ceea ce se vede în studiu. Studiul oricum arată o corelație incredibilă și confirmă încă o dată legătura strânsă între corupție și afectarea drepturilor omului. Însă, eu consider că dacă ar fi fost inclus și acest lot cu privire la aceste articole, corelația respectivă ar fi fost mult și mult mai vizibilă. Și pentru a vă demonstra acest lucru, apropo, noi am întreprins încercări să obținem aceste date, însă, după cum CNA nu ține evidența lor, le-am solicitat de la Registrul Unic de Evidență a Infracțiunilor, care îi ține de Ministerul Afacerilor Interne, însă nu am găsit deschiderea suficient și necesară ca să primim aceste date, deși ne-am dorit foarte mult. Însă, această restricție sau constrângere nu există la realizarea rapoartelor de expertiză anticorupție, unde este relevată toate tipurile de riscuri de corupție, inclusiv cele de abuz. Și eu aș vrea să vă ofer o mică, așa să spunem, sunt niște observații suplimentare care au fost desprinse din rapoartele de expertiză, care ne demonstrează doar faptul că teren pentru cercetare este mult mai mare
decât ceea ce am avut noi la dispoziție și nu pentru că nu ne-am fi dorit să le cercetăm în integralitatea lor, ci pentru că pur și simplu din considerente de protecție a datelor caracter personal, deci nu ne-au fost oferite fabulele pe aceste categorii de infracțiuni. Și o să vă arăt un pic, o să vă comentez ceea ce vedeți aici. Deci, rapoartele de expertiză anticorupție ale Centrului Național Anticorupție, dacă mi-amintesc eu bine, ele sunt în jur de 800-1000 pe an. Poate doamna Elena Bedros o să-mi spună care este numărul total de rapoarte de expertiză care sunt realizate. Deci, din ele, nu este atât de mare numărul de rapoarte în care sunt relevate expres riscul afectării drepturilor omului. Din datele pe care le-am văzut, ar fi vorba despre 67 de rapoarte în anul 2017, 35 în 2018, 14 în 2019, 17 în 2020. S-ar părea că nu este atât de mult, că ar fi vorba despre cam între 1 și 3%, dacă aprecierea mea este corectă a volumului total de rapoarte de expertiză anticorupție pe care le face Centrul Național Anticorupție. Dar să nu uităm și faptul că aproximativ 70-80% sunt acte de introducere a unor modificări și care sunt caracter tehnic, de asta este puțin probabil în ele să depisteze în general riscuri de corupție. Riscuri de corupție se depistează cam în 30% din toate rapoartele de expertiză, însă în cele 30% sigur că este important. De asta, dacă raportăm acest de la 1 la 3% la volumul total de al legislației, da, care trece prin CNA, s-ar părea că numărul de rapoarte de expertize nu este atât de mare. Însă vreau să vă rog să atrageți atenția la alte cifre, la următoarele cifre. Deci doar pentru perioada ultimilor 3 ani, 2018-2020, asta ar fi 66 de rapoarte de expertiză. În 67 de rapoarte de expertiză au fost depistate 203 riscuri de corupție. Ce tipuri de riscuri de corupție? Vedeți aici în tabel. Specificul rapoartelor de expertiză de anticorupție este că relevă riscurile de apariție a corupției prin două modalități. Fie prin faptul că se vor legaliza anumite forme de corupție, ceea ce înseamnă că va fi imposibil atragere la răspundere eventuală în cazul în care apar situații în legătură cu problema reglementată în legea respectivă. Ceea ce este foarte grav, da, când vorbim despre legalizarea riscurilor de corupție sau favorizarea, adică proiectul nu legalizează o anumită situație, însă creează o stare de fapt în care este foarte simplu să comiți un act de corupție, da? Îl facilitează, dacă vreți. De asta sunt delimitate, conform metodologiei, două tipuri de apariție a riscurilor de corupție prin intermediul legislației, pe calea legalizării, calea cea mai gravă, și pe calea favorizării. Dominanta este totuși în rapoartele de expertiză, este cea de favorizare. Însă, un fapt interesant care l-am depistat este că atunci când este vorba despre afectarea drepturilor omului, noi vorbim de regulă despre niște riscuri de corupție, ele sunt oarecum asociate unor riscuri de corupție mai grave. Și ele sunt asociate, aceste rapoarte de expertiză, tocmai cu 70% din ele legalizează situațiile de corupție. Dintre care, dacă vorbim despre formă corupere activă, pasivă, dare de mită, trafic de influență, pentru că de fiecare dată acolo cine dă mită, respectiv și imediat există riscul ca cineva să ia mită sau să intermedieze acest proces. Deci legalizarea directă a procesului de corupere se întâmplă rar, deci 1% din cazuri. Favorizarea se întâmplă mai des, 17% din cazuri. În schimb, vă rog să atrageți atenția la proporția de abuzuri de serviciu. Articolul 327-335 Cod Penal. 31% se legalizează prin intermediu. Deci legea practic instituie niște abuzuri care pot conduce la încălcarea drepturilor omului. Și 17% favorizează asemenea abuzuri. Deci pe total 48%. Deci din toate rapoartele de expertiză în care se relevă afectarea drepturilor omului prin intermediul riscurilor de corupție, jumătate din ele țin de
legalizarea sau favorizarea formelor de abuz de serviciu. Depășirea atribuțiilor de serviciu este oarecum similară, încă 10%. Asta înseamnă că dacă ar fi să le sumăm, asta ar fi cam 58% ar fi doar pe abuz de serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu, ceea ce relevă rapoartele de expertiză anticorupție. Ori asta este o cifră mult mai mare decât cea legată de coruperea directă. Și încă un lucru interesant și neașteptat pentru mine este că există și o pondere destul de mare a proiectelor prin care se legalizează situații de conflicte de interese sau favorizări. Adică legea instituie din start o formă de conflict de interese care poate să conducă la afectarea drepturilor omului. Și aici vorbim despre o pondere de 17%. Eu am arătat cu negru, deci cu text îngroșat, categoriile cel mai frecvente depistate în rapoartele de expertiză în care vorbim despre afectarea drepturilor omului. Acum vă rog să țineți minte, în 66 de rapoarte de expertiză avem 203 riscuri de corupție, mai jos, în aceleași rapoarte de expertiză avem 237 de riscuri de afectare a drepturilor omului. Deci, haideți să ne uităm invers. Rapoartele de expertiză anticorupție, ce tipuri de drepturi ale omului le afectează? Și aici este, la fel, sunt niște observații interesante. Avem aici drepturile afectate conform Constituției Republicii Moldova. Eu nu o să enumăr pe toate, o să vă atrag atenție doar la cele care sunt mai mari de 5%. Și avem majoritatea covârșitoare, sau cea mai mare pondere, asta e încălcarea dreptului la egalitate. Articolul 16 din Constituția Republicii Moldova de 23%. De ce? Pentru că încălcarea dreptului la egalitate este de obicei vine împreună cu discriminarea, crearea unor situații discriminatorii. Și ori asta deseori se întâmplă în legi și tipurile de drepturi afectate de multe ori sunt legate și de formele de discriminare create prin virtutea legii. De asta, pentru mine, oricum nu a fost o surpriză faptul că din toate categoriile de drepturi care sunt afectate, relevate prin rapoartele de expertiză, sunt tocmai afectarea dreptului la egalitate. După care urmează surpriză, o să vedeți dreptul de acces la informație, 17%. Deci sunt prevederi, sunt proiecte de legi care, având anumite, deci riscurile de corupție despre care vorbeam mai sus, cel mai frecvent, da, prin abuzuri, depășiri de serviciu, într-o formă sau alta încearcă să limiteze accesul la informații a persoanelor, adică încearcă să instituie o situație mai proastă decât cea care exista anterior instituirii respectivei reguli. Iar limitarea accesului la informații înseamnă, sigur că automat, mai puțină transparență. Mai puțină transparență este o precondiție evidentă a corupției și eu cred că prin dreptul de acces la informații se vede și asta este și în același timp un drept fundamental, dar și un principiu anticorupție important. Deci el chiar este probabil că dreptul care este concomitent, un drept fundamental al omului, dar și o garanție anticorupție frecvent utilizată. Acela e pe locul 2, 17%. După care urmează dreptul de acces la justiție cu 9% și mai avem încă un cluster, așa, un grup de dreptul de la ocrotirea sănătății, 8% dreptul la protecția mediului, 6% dreptul la protecția proprietății private, 7% și dreptul la muncă, asistență, protecție socială, 9%. Deci, într-un fel, aici avem o reconfirmare a celor care au fost expuse și de reprezentantul oficiului ombudsmanului, dar și de către Sergiu și Patrick, că deseori corupția afectează persoanele vulnerabile sau persoanele care au nevoie de o anumită protecție în plus, la sănătate, protecție socială, asistență, pentru că astea sunt persoanele care au nevoie cel mai mult de respectivele garanții. Ori vedem că este printre cele din categoriile drepturilor sociale, la nivel de rapoarte de expertiză anticorupție, se relevă un grup considerabil de
riscuri de corupție care conduc la afectarea acestui tip de drepturi ale omului. Mai sunt și altele. O să vă spun de ce nu am inclus, de ce nu m-am uitat la anul și anul 2017, este pentru că acolo o să găsim legea cu privire la amnistia capitalului și eu țin minte că au fost sute de riscuri de corupție și acolo ar fi răsturnat toată statistica, era să fie predominată de spălări de bani și evaziuni fiscale și de lapidări, pentru că astea au fost tipurile de riscuri relevante, dar era vorba doar despre două rapoarte de expertiză care, practic, au avut o pondere imensă și nu ar fi fost reprezentativ pentru că noi vorbim despre două. Doar despre două rapoarte de expertiză, de asta am lăsat anul 2017 în pace și v-am oferit, așa să spunem, o abordare mai tradițională care există pentru ultimii trei ani. Ce rezultă din ceea ce v-am spus eu, suplimentar sau complementar la cele menționate de colegii mei din grupul de cercetare, este că această cercetare este o primă cercetare și este foarte... Este, iarăși, cum spuneam, e foarte greu atunci când nu ai sursele, nu sunt adaptate cumva pentru a face acest punț între drepturile omului și corupție, nu este ușor să vezi lucrurile. Dar cu siguranță pe viitor este foarte important asemenea studii să se extindă pe informația despre dosarele de corupție, inclusiv cu privire la abuzuri, depășiri de serviciu. Nu știu dacă este cineva de la departamentul analitic de la Centrul Național de Corupție, însă eu mi-amintesc că abuzurile constituie numai puțin de 30%, dacă nu, în general, din toată ponderea sentințelor, între 30-50% cu siguranță. Deci ponderea abuzurilor de serviciu este destul de mare din statistica asta. Ori noi ne-a lipsit tocmai statistica asta, care aparent conține potențialul cel mai mare de a demonstra felul în care corupția afectează drepturile omului. Asta e unul. Doi, eu cred că doar pe exemplu raportelor de expertiză anticorupție putem să vedem o necesitate mult mai mare de colaborare între Centrul Național Anticorupție și Oficiul Ombudsmanului, pentru că expertiza anticorupție este instrumentul care încearcă să preîntâmpine riscurile de corupție, să nu permită că ele să apară. Ori dacă există riscuri de corupție care conduc la încălcarea drepturilor fundamentale, cu atât mai mult este bine să încercăm, nu să constatăm mai târziu cât e volumul drepturilor încălcate, ci să încercăm să prevenim încălcarea acestor drepturi fundamentale, înlăturând riscurile de corupție și poate ar fi bine să se găsească pe lângă mecanismul protecției verzorilor de integritate, despre care vorbea Olga mai devreme, să se găsească la o formulă de conlucrare, cel puțin pe niște rapoarte de expertiză mai strategice, așa să spunem, în care experții CNA estimează un risc mai mare de încălcare a drepturilor omului. De ce atenționez acest lucru? Bine, eu, toată lumea știe, eu sunt un fan înflăcărat a prevenirii corupției și este foarte important ca să încercăm să anticipăm încălcările de drepturile omului. Mult mai important decât să încercăm să redresăm situația. Asta este abordarea inteligentă. Asta e, de fapt, deosebește statele avansate de statele în curs de dezvoltare. Spune mai mult accent pe prevenire. Și cred că prevenirea poate fi vorba și în medicină și anticorupție, dar și în prevenirea încălcării drepturilor omului. Ori în momentul în care noi legalizăm situații, după cum vedeți, noi legalizăm situații de abuzuri de serviciu, de depășiri, de conflicte de interese, care conduc la rândul lor la încălcarea drepturilor sociale, la încălcarea drepturilor de protecție a mediului, de egalitate, acces la justiție. Asta este ceea ce ne afectează pe noi pe toți. Și noi o să discutăm interminabil despre reforma justiției, atât timp cât nu ni sunt garantate drepturile fundamentale de acces la justiție, prezumție de nevinovăție. Eu consider că este nevoie să atrag o atenție mult mai mare acestor aspecte. Și pe final aș vrea doar să mai fac niște comentarii, așa să spunem, iarăși niște observații empirice care s-au desprins din analiza raportelor de expertiză anticorupție. Asta este că de multe ori vedeți aici încălcarea dreptului de acces la informație în rapoartele de expertiză sunt legate de faptul că prin proiecte, destul de multe proiecte apropo, se restrânge
informația despre angajări sau se exclude formula angajării prin concurs a conducătorilor la diferite instituții publice. Deci se încearcă evitarea, într-un fel, a principiului de meritocrație. Și aici vedem iarăși încă o legătură interesantă de accesul la informație și neasigurarea meritocrației. Și da, la nivel de raport de expertiză se indică de regulă că sunt afectate dreptul la egalitate și dreptul de acces la informație, de exemplu. Sau o altă formă este că dreptul de acces la justiție, la fel cu ocazia concursurilor, este îngrădit prin faptul că se interzice contestarea în instanță a respectivelor numiri. Ori urmarea concursului se încearcă o limitare a posibilității de a contesta rezultatul acestor concursuri, iarăși, într-un fel, sfidând principiile de meritocrație. Și chiar dacă noi vorbim doar despre afectarea acestor două tipuri de drepturi, eu consider că ca un punct de discuție ulterioară, și de fapt asta și menirea mea să fac puncte de legătură între prezentarea studiului și discuțiile de mai departe, este că în momentul în care conducătorii anumitor instituții publice nu sunt numiți pe principii de meritocrație, ci pe principii, evident, de afiliere politică sau de cumătrism, alte principii de genul ăsta, vă dați seama că respectiva instituție publică nu va lucra în interesul public, ci va lucra pentru alte tipuri de considerente. Ori asta înseamnă că fiecare instituție ea are o anumită menire de a servi publicului și de a asigura realizarea anumitor drepturi ale oamenilor. Iar asta poate să conducă la rândul său la încălcarea altor seturi de drepturi pe care este foarte greu să estimăm. Și dacă îți vorbim despre perspectivele de mai departe, unde merge mai departe, inclusiv cu cercetare, eu aș propune să se facă o analiză la modalitățile de afectare a dreptului de acces la informație care, și tipurile de riscuri la adresa drepturilor omului generate de persoane lipsite de meritocrație, deci numite în lipsa unei proceduri meritocratice și de concurs în instituțiile publice. Spre exemplu, dacă se numește în funcție de șef de spital o persoană care este pur și simplu cumătă cuiva, vă dați seama că nu o să-i pese de situația din spital. Ori asta poate să ducă la afectarea gravă a dreptului la viață, la sănătate, multe alte drepturi. Ori dacă noi vorbim despre, nu știu, Consiliul Audiovizualului, asta despre felul în care se numesc conducerea acolo, dacă nu-i numit pe principii de meritocrație, ci pe partizanat politic, asta poate să ducă la afectarea dreptului de acces la informații, libertate de exprimare, multe alte. Deci se afectează alte categorii de drepturi, iar asta este încă o parte a icebergului la care studiul, ați văzut, este foarte voluminos, nu putea să reușească să ajungă. În general, cred că așa tipuri de studiu, ele trebuie să fie făcute și pe un eșantion mai mare de date și pentru o perioadă mai mare de timp, pentru că corelațiile sunt mult mai mari decât cele despre care noi discutăm astăzi, probate. Deci toate afirmațiile din studiu au la bază un probatoriu, ele sunt bazate pe evidențe, pe probe. Eu doar acum... Da? Când uzi de dreptul meu de moderator, aș vrea să te rog să mai vorbești poate câteva minute, dar să avem timp și pentru că deja am depășit cu cadrul temporal. În principiu asta și o altă observație pe final care vreau să o fac este legată despre faptul că încălcarea dreptului la egalitate, ceea ce la fel putem să desprindem de multe ori, ține despre defavorizarea ceea ce ține de asigurarea drepturilor sociale. Și un lucru interesant, afectarea dreptului la un mediu sănătos de cele mai multe ori este promovată prin inițiativele deputaților. Ori lucrul ăsta nu este rar, când asta e o concluzie a analizei raportelor de expertiză anticorupție și din anii precedenți și care nu ținea neapărat promovarea drepturilor omului, că deputații mult mai des promovează interese în detrimentul interesului public decât alte categorii de autori. Și aici, la fel, atunci când vorbim despre afectarea dreptului la un mediu sănătos, deputații, la fel, de regulă e vorba despre terenuri, vânătoare, fonduri cinegetic, păduri, deci lucruri care sunt puternic afectate de interesele de promovare anumitor
interese private. În principiu, asta este tot ce am vrut să spun. Eu vedeam prezentarea mea nu atât ca o prezentare a studiului, dar ca m-am convenit cu Sergiu să lansez puncte de discuție pentru mai departe. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, Cristina. Eu sper că avem doritori să expună părerea vis-a-vis de constatările studiului. Poate să dea niște aprecieri constatărilor, recomandărilor făcute de autori. Vreau să vă încurajez să vă conectați microfoanele și să vă expuneți părerea. Sau să adresați întrebări de autorilor studiului. Avem doritori de a lua cuvântul? Dacă îmi permiți, Natalia? Da, vă rog, doamna Chirioclu, sigur. După cum am și menționat anterior, toți colegii de ACNA considerăm că acest studiu, de fapt, este unul de maximă actualitate și importanță pentru toate entitățile publice, nu doar pentru Centrul Național Anticorupție și pentru celelalte autorități anticorupție, deoarece prezintă un cadru comprehensiv de măsurare a impactului corupției asupra drepturilor omului, prin evaluarea metodelor de corupție și a situației actuale în Republica Moldova. Iar impactul corupției asupra drepturilor omului, desigur că poate fi redus doar prin stabilirea ca prioritate a luptii împotriva corupției și respectării drepturilor omului. Și nu în ultimul rând a prevenirii corupției pentru a procede ulterior la combaterea corupției. Mulțumesc! Și încă o dată mulțumesc experților pentru acest studiu care ne-a fost nou oferit și care este foarte util, mai repet încă o dată, dar care va fi utilizat și de celelalte autorități, sper eu. Da, și noi suntem siguri că va fi o bază foarte bună atât pentru autoritățile statului, pentru ONG-uri, pentru mass media. Suntem siguri că toată lumea o să-l citească și o să urmărească cu atenție recomandările și sperăm ca ele să fie luate în calcul de structurile abilitate în domeniul prevenirii corupției și asigurării drepturilor omului. Vreau să întreb dacă mai avem doritori de a-și expune părerea în cadrul acestui eveniment. Stimați colegi, avem doritori de a lua cuvântul? Dacă nu, nu rămâne decât să amintesc că acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, proiect implementat de PNUD cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Studiul va fi publicat pe pagina UNDP Moldova, de unde o să poată fiecare, toți doritorii să-l citească, să-l analizeze. Încă o dată, dacă mai avem doritori de a-și expune părerea, avem un minuțel. Dacă nu, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc o zi bună continuare. Mulțumim, la revedere! La revedere!